Bună seara, stimați spectatori, ca de obicei împreună, ca de obicei InfoStudio alături de dumneavoastră cu informații, nu? Informații despre ce se mai întâmplă, ce noutăți sunt și sigur că da, lucruri foarte interesante le vom discuta astăzi pentru că avem niște invitați care cu siguranță o să vă facă să vă puneți pe gânduri cum vă petreceți sau cum o să vă petreceți sau cum ar trebui să vă petreceți timpul liber într-un mod sănătos și, de ce nu, și spectaculos. Alături de mine sunt reprezentanța ai Cutezătorilor Munților. Sigur, am mai vorbit despre Cutezătorii Munților. După cum știți, mulți dintre dumneavoastră, este o asociație care are ca principal scop a înfrunta și a cuteza pe munți. Munți, dealuri și drumeții. Alături de mine, Felicia Crihorișan, membru fondator a Cutezătorilor Munților. Bună seara! Bună seara! Carina Podină, care este, am înțeles, trup și suflet mai de mult în, și participă la acțiunile Cutezătorilor Munților, dar oficial de vreun an și ceva este și voluntar. Bună seara, Carina! Bună seara! Și tot un membru a Cutezătorilor Munților, Cosmin Vlad. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Așadar, stimați spectatori, vom vorbi despre acțiunile Cutezătorilor Munților într-o perioadă în care, cu siguranță, ieșirile în aer liber ne fac bine. Ne fac bine și prin faptul că, acum nu neapărat să ne luăm, că tot de pandemie vorbim, și în afara faptului că e sau nu pandemie, ieșitul în aer liber, ieșitul în aer curat, și mișcarea n-au cum să ne strice la sănătate, mai ales acum când avem de-a face cu... Ați observat, cred că și pe domnul președinte Iohannis, care el și-a dat seama că problema noastră e acum încălzirea globală. Deci v-a dat seama că domnul Iohannis a fost așa lovit din spate de o... zice, domnule, cu încălzirea globală ce facem? Că noi în rest suntem bine? Mă rog, asta e altă problemă. Și nu intrăm în ea și legăm puțin și de un eveniment care va fi foarte aproape, un eveniment pe care l-au marcat cei de la Cutezătorii Munților în fiecare an de o bună perioadă. Este vorba despre vizita la pădurea lui Eminescu și o să vorbim și de acest lucru pentru că va avea loc chiar acum la final de săptămână. Haideți să și începem cu pădurea lui Eminescu. De cât timp marcat, să spun așa, ziua lui Eminescu, acum și ziua culturii, prin ieșirea la pădurea lui Eminescu? Din 2013, eu și câțiva prieteni de-ai mei ne-am alăturat unui grup din Baia Mare, care au avut această inițiativă în urmă cu mai bine de 20 de ani de a sărbători ziua de 15 ianuarie pe dealul Comja. Dealul Comja aflat între Sein și Racșa. Un loc... Deci asta, să înțeleagă și telespectatorii, e practic undeva la granița între județe, da? Exact. Este, de fapt, pe teritoriul ambelor județe. O pădure care în 1939 a fost plantată de soldați la Ordinul Generalului Pion. E foarte interesantă și frumoasă această istorie. Deci în 39, în 1939, da, la 50 de ani de la moartea lui Eminescu, a fost plantată această pădure care se descrie numele Eminescu. Sigur că pădurea astăzi nu mai este vizibilă nici din avion. Acum câțiva ani mai erau ușor vizibile primele trei litere. Deci, dar... practic, când a fost plantată, asta era ideea, ca din avion să se vadă Eminescu, da? Da, numele, să se vadă scris din puieți de brad și de molid acest nume Eminescu. Sigur, pădurea a suferit modificări de-a lungul timpului, n-a fost întotdeauna bine îngrijită. A mai fost refăcută de localnicii din Racșa și Sein. În acest moment este într-o stare destul de, să spunem, avansată de degradare din acest punct de vedere al scrisului. Dar există speranțe și protocoale între primările celor două localități pe raza cărora se află, respectiv Racșa și Sein, că va fi refăcută și astfel va fi din nou un monument și o rezervație naturală. Da, chiar spectaculos, așa, știi, să vezi din avion scris Eminescu, chiar mi se pare... Da, teritoriul respectiv este și în acest moment...
încadrat ca și rezervație naturală. Deci, în mod simbolic, noi mergem acolo. De noi, 20 de ani? Inițiativa este de 21 de ani, aparține unor cluburi din Baia Mare. Sigur că membrii cluburilor respective, unii sunt deja la pensie și cu greu mai reușesc să mențină această tradiție, dar, așa cum am spus, în ultimii ani am preluat-o noi. Și anul acesta chiar vom fi doar noi, fără grupul din Baia Mare, dar ne bucurăm că prin faptul că noi avem mulți tineri în asociație și chiar copii, această tradiție cu siguranță va fi dusă mai departe. Până la urmă, ce înseamnă asta? Mergeți, da? Până la urmă, așa cum în oraș se sărbătorește Ziua Culturii mai nou și ziua lui Eminescu, prin momente de poezie, de cântec, același lucru facem și noi, dar doar că îl facem în vârful dealului, în acea rezervație naturală. Mergem pregătiți pentru acest lucru, avem o carte de poezie în care am preluat și această tradiție de la Băimăreni, dar noi avem propriul nostru document care atestă fiecare vizită acolo și ne semnăm cu toții în acea carte, astfel încât și cei care n-au venit pregătiți de acasă cu o poezie pot să-și aleagă unul din volumul pe care îl punem noi la dispoziție și să creăm împreună un moment... Adică e și un moment cultural oarecum, da? Mai o recitare... Noi mai îi spunem drumeție culturală pentru că scopul acesta este să-l omagiem pe Eminescu. Altfel, drumeții de alte feluri avem tot timpul anului. Da. E, până la urmă, sigur că da, un moment interesant și important, mai ales că am văzut că asociația voastră implică și dovada este și aici, Carina, și încearcă să implice și tinerii. Până la urmă, sigur că da, e mult mai ușor, mult mai lesne să înveți tinerii să respecte anumite valori ale neamului, ale culturii noastre, prin lucruri așa, oarecum mai interesante. Adică e mult mai interesant să mergi, de exemplu, la pădurea lui Eminescu, reciți o poezie, decât să stai, nu știu, într-o sală și să faci un, nu știu ce, simpozion pe tema lui Eminescu. E așa altceva. Este. În felul acesta atingem mai multe scopuri. Deschidem și anul din punctul de vedere al evenimentelor noastre. Va fi prima drumeție din an. Va fi o păstrare în continuare a acestei frumoase tradiții și sperăm noi că dăm mai departe copiilor valorii adevărate pe care să le ducă mai departe atunci când fiecare dintre noi, sigur, vom ajunge la vârsta la care nu vom mai putea face astfel de lucruri. Acum vorbim ca traseu. E lung, e complicat, e anevoios? Există mai multe variante de abordare. Noi am urcat, au fost ani când am urcat din Seini până în dealul Comja sau din Racșa. De data aceasta am ales traseul din Racșa. Unul dintre motive este faptul că pornește din județul nostru și noi acest județ vrem să-l promovăm cu precădere. Este un traseu destul de lung, aproximativ 7-8 km dus, dar fără... Deci din Racșa încă 7-8 km. Da, dar fără nicio dificultate tehnică. Practic este pe un drum forestier, nu întâmpină nimeni dificultăți, decât este un pic de test de anduranță, să spunem. Am înțeles. Carina, ești sigur că da, la vârsta în care foarte mulți colege au cu totul și cu totul alte preocupări. Din păcate, zic eu, pentru că sunt de asta cu tehnica vatovina, toată ziua pe laptopuri, pe calculatoare și mai puțin prin aer liber și în drumeții. Cum ai reușit totuși să fii și să treci pe partea asta a celor care preferă să-și petreacă timpul liber cu o drumeție, nu în fața unui laptop? Păi, aș putea zice că datorită lui mama, că a văzut un eveniment, o drumeție și a zis că să vedem cum e, să cercăm și de atunci am continuat să mergem. Adică te-a influențat oarecum sau alături de tine vin și părinții, da? Sau da. Mama ta? Da, toată familia. A. Deci sunteți așa și ai reușit să găsești satisfacții în, da, în acest mod de a-și petrece timpul liber, adică să te bucuri că mergi da, undeva? Da. Deci îți și place, da? Da. E greu pentru tine? Acum nu vorbesc de acest traseu pe care mi l-a descris Felicia și care nu e foarte... Dar voi aveți și altfel de
acțiuni, cum e ca să spunem și copiilor care ar dori sau tinerilor să meargă. Ți s-a părut greu? Ai avut momente în care, mă rog, te-ai oarecum, ai zis, domnule, cam greu pe aici, mai bine stăteam acasă. Da, păi la început e mai greu, pentru că nu eram obișnuită, dar cu timpul m-am obișnuit și mi-am creat o condiție fizică bună și atunci mi-a fost mai ușor. Deci reziști, să zic așa, umăr la umăr cu ceilalți? Da, destul de bine, zic eu. Am înțeles. Cosmin, ești membru și tu de o bună perioadă. De câți ani ești? Păi aproape de la început sunt. Minus 2-3 luni de când s-a fondat. Ești un asociația. Pasionat de drumeții, de călătorii? Da. Sau da, cum da. Te-ai regăsit tu în această asociație? Tot printr-o cunoștință comună de-a noastră, Chico, prietenul nostru. Eu nu eram atunci sigur la cutezător, dar fiind coleg de muncă cu el, am văzut că se mișcă ceva, am văzut ceva nou și am zis că hai să încerc. Asta a fost acum 4 ani și am făcut-o cum faci. Tu ești, că vorbeam înainte de emisiune, tot cum ești un fan și un iubitor a mișcării, da? Da, întotdeauna mi-a plăcut să fac sport. Mișcarea în aer liber, da? Deci pentru tine s-a potrivit ca o mănușă, să spun așa. Da, am energiile, universul te trag întotdeauna unde vrei, da. Atunci când cauți ceva, găsești. Deci nu e o problemă să nu găsești ceea ce te interesează. Și mai mult decât mișcare sau sport, fiind vorba de o asociație, am găsit și găsești întotdeauna prieteni, găsești activități, un scop comun, nu este doar așa, hai să luăm o gură de aer. Da, deci până la urmă v-ați creat și o relație prietenească, da, de familie, da, chiar. Da, când te atrag aceleași hobby-uri, aceleași pasiuni profunde, atunci și relațiile pe care le creezi, sunt altfel decât relațiile de servici sau, știu, relațiile de vecini. Da, e altfel. Vecini, e altfel, da. Și sigur ai ocazia să vezi oameni, da, cum reacționează în situații, să zic, ieșite din tiparul celor cotidiene. Asta așa e. Asta așa servici, e. Acasă, da, da. Și hai aici, o, la o bere cu prietenii. Acolo aici, mai suferi câteodată de foame, de frig, mai și e puțin, adică urmează. Situații, hai să nu le zicem neapărat extreme, dar oricum ieșite din tipar. Da, și lucrurile astea te unesc. Apare întotdeauna în momentul ăla în care ai nevoie de ajutor sau poți să oferi tu la rândul tău ajutor. Și în plus, suntem aici pe bază de voluntariat. Și noi suntem niște voluntari, nu doar Carina. Suntem aici pentru că am vrut să fim. Deci așa... Da, nu e o asociație în scopuri de profit, da, sau așa, da, mai da, departe. Pasiunile ne unesc și... Da, avem pe fundal tot felul de poze. Acestea sunt, sigur că, dat din ieșirile voastre de-a lungul timpului și... Nu de-a lungul timpului, toate pozele sunt de anul trecut, de la curtățile. Deci astea chiar sunt da, de anul trecut. Iată-o, da, și pe Carina acolo, alături de alți membri ai asociației. Iată, aici e adică aveți și urcări mai spectaculoase, văd eu. Da, am fost testări la Batarci, pe un traseu de Via Ferrata, care urmează să fie dat în folosință. Noi am fost printre primii invitați acolo să testăm și să ne spunem părerea dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri. Prin buna noastră colaborare cu Salvamontul, și pentru faptul că ne cunosc foarte bine, inclusiv din punct de vedere al abilităților fizice, ne-au invitat și abia aștept să fie deschis acest traseu pentru publicul larg și să se poată bucura cât mai multă lume de stânca aceea de riolit de la Batarci, de care nici noi nu am știut până anul trecut, care are un farmec aparte. Pentru mine a fost prima dată când am făcut Via Ferrata și a fost o experiență foarte, foarte plăcută. Da, deci, practic, cei care aleg să se alăture asociației voastre au destul de multe opțiuni. Deci, chiar și... Așa este. Noi nu facem doar drumeții, ci și alt fel de activități în aer liber. Am discutat la alte emisiuni la care am fost despre mers sportiv în orașul tău. Am avut 24 de ediții, parcă. Anul trecut știm cu toții din ce motive nu am putut să ținem
astfel de evenimente, așa că activitățile noastre s-au mutat preponderent în aer liber, până în afara urmă, orașului. Să folosesc și eu limbajul ăsta academic, la modă, nu? Că acum înlocuim cuvinte române. E o dumeție mai safe ca o vizită la mall în condițiile astea? Cu siguranță acesta este și punctul nostru de vedere. Cu atât mai mult cu cât în drumeții nu stăm nu stăm în grămadă, nu stăm aliniați. Da, și aer liber e... apropo că spuneai că v-a încurcat mult această pandemie din punctul de vedere a activităților asociației? În primul an de pandemie, în 2020, am fost un pic șocați, ca toată lumea de altfel, și a trebuit să ne regândim activitățile și să reducem foarte multe din planurile noastre. Adică dacă în primii ani de asociație 2018-2019 am avut peste 50 de activități, evenimente, concursuri mari organizate de noi, în 2020 am avut 18. Anul trecut un pic ne-am revenit, ne-am repliat, ne-am regândit numărul de participanți să fie un număr mai mic, dar totuși să nu renunțăm la activitățile noastre importante. Am avut 34 de activități. E adevărat că cele mai multe dintre ele, respectiv 16, au fost pentru membrii asociației noastre și familiile lor, pentru că noi și așa suntem destul de mulți, familia noastră este destul de numeroasă. Dar cu toate acestea am avut și 11 activități pentru tineri, pentru că asociația noastră este asociația de tineret, turism și ecologie, deci în primul rând misiunea noastră este aceea de a capacita tinerii și de a le oferi alternative sănătoase de a petrece timpul liber. Și am avut, într-adevăr, mai puține evenimente pentru publicul larg, dar am avut și evenimente pentru toată lumea. Chiar în primăvara anului trecut am inițiat o serie de drumeții pentru copii, părinți și bunici, le-am spus noi. Astfel încât să poată participa absolut... Orice membru al familiei, deci... Absolut oricine, practic, pentru nivel începător, deci chiar de bază. Deci ne-am deschis cumva și spre comunitate, dar cu număr mai restrâns de participanți și cu anumite activități mai specifice, să spun. La activitățile de tineret au participat doar tineri, la activitățile pentru copii, părinți, bunici au participat mai puțin tineri și mai mult persoane care erau la prima lor experiență de drumeție montană. Da, asta e foarte important, faptul că alegeți aceste activități practic pentru toate vârstele, deci nu trebuie să fii neapărat... Noi nu suntem o asociație care urmărim performanța. Noi vrem să încurajăm oamenii să facă mișcare și să înțeleagă că mersul pe jos și drumeția sunt activități accesibile oricui. Și că mai sunt și alte activități în aer liber, conexe, să spunem, drumeției, care merită și acestea descoperite, poate mai cu seamă de tineri sau de cei care își doresc un plus de adrenalină și gândesc că drumeția în sine este plictisitoare. Așadar, am avut și orientare, am avut și escaladă, am avut și orientare și escaladă în municipiul Satu Mare pentru prima noastră grupă de voluntari. Proiectul Young and Yellow, voluntar cotezător, a fost la prima ediție anul trecut, a beneficiat de finanțare din partea primăriei Satu Mare în urma concursului local de proiecte de tineret. Și am format 20 de tineri voluntari, dintre care am adus-o pe Carina astăzi aici cu noi, care să poate să dea mai departe și să ajute asociația atunci când vom avea activități pentru comunitate. Carina, apropo de tineri, cum văd colegii tăi, în ce măsură crezi că tineretul sădmărean, că de el vorbim acum, e curios sau poate fi atras pe asemenea activități? Că tu vorbești cu colegii tăi mai... Păi, de exemplu, eu mi-am chemat o colegă să vină cu mine la voluntariat și a venit, i-a plăcut ideea, dar au fost și alții care au ales, nu știu, să meargă la mall, să meargă la o cafenea sau chestii de genul acesta, dar când au văzut ce postăm, unde mergem și ce activități facem, toți au întrebat dacă mai pot să se înscrie, dacă pot să vină și ei. Adică... Deci există o șansă ca această asociație să atragă și tineri, tineret.
Da, da. Se vede și din imagini, locuri foarte frumoase, locuri pe care cu siguranță și tinerii ar dori să le vadă, să le, mă rog, să le parcurgă și de ce nu să se implice mai mult. Deci, vorbind din punctul de vedere a tinerilor, există oarecare, un oarecare interes. Da, cu siguranță. Acum sunteți 20 tineri sau în jur de 20 care faceți parte, da? Da. Din asociație. Cosmin, care e provocarea pe care ți-ai propus-o pentru, am terminat anul 2021, pentru anul 2022, fiind membru acestei asociații, din acest punct de vedere, care, ce ți-ai dorit tu să faceți sau să facă asociația în acest an 2022? În primul rând să continuăm, pentru că sunt condițiile care sunt și așa cum spunea și Felicia, contextul ăsta pandemic ne-a cam dat peste cap. Nu prea am știut în primul an ce să facem, cum să facem și măsurile au fost foarte prudente, ca să zic așa, ca să nu contribuim la problemele care sunt. Pe anul care vine, așa cum am spus, să continuăm cu proiectele pe care le avem. Și pentru că scopul asociației este atragerea tineretului, să vină cât mai mulți tineri, să putem atrage cât mai mulți tineri, pentru că, așa cum se va întâmpla așa cum a sâmbătă la drumeția de pe Comșa, drumeția culturală, omagială, tinerii au deschidere către cultură. E o impresie falsă că tinerii nu sunt atrași de cultură. Și așa cum spuneai și tu, la început, dacă îi scoți din contextul ăsta clasic, în care simpozioane, care pot fi oameni da, plictisitoare, sau și contextul școlar, că acum altfel e când trebuie să reciți o poezie de Eminescu pe notă, sau o reciți într-un context mult mai apropiat de chiar de spiritul eminescian, cu natura și așa mai departe, în care deci tinerii care ne-au însoțit până acum, copiii noștri sau cei pe care am reușit să-i atragem, au fost foarte entuziaști să pună mâna pe carte, să citească o poezie, au fost care au și cântat și-au învins și mai mult timiditatea și chiar au cântat din poeziile lui Eminescu. Deci, tinerii sunt atrași și de aventură, cu toată tehnologia pe care spunem că ne-a infectat, dar dacă le ofer o motivație, tinerii vin. Tineri, copii și așa mai departe vin. Sunt atrași de aventură, de adrenalină, pentru că nu sunt activități monotone. Da, iată, un exemplu chiar în imagine. Adică ce șanse ai, nu știu, într-o săptămână să te cațeri pe o stâncă și să vezi de acolo deci tot peisajul. Chiar provocări interesante, vorba care sunt spiritul tinerilor până acum, sigur. Tot vorbim și foarte mult, aud din ce în ce mai des că se spune, domnule, ce țară frumoasă avem, dar nu o vizităm, ce locuri frumoase, bine, unele nu sunt puse în valoare din, că nu vreau să intru iar în politică acum, locuri frumoase care nu sunt puse în valoare din vina știm noi a cui. Dar asta nu înseamnă că nu există în România. Extrapolând un pic la Satul Mare, avem locuri frumoase, acum eu zic totuși din prisma unui club, a unei asociații care e pe, să zic așa, pe munți, pe înălțimi. Avem în județ asemenea locuri? Că eu sunt convins că așa cum mulți români nu cunosc toate sau n-au vizitat sau n-au fost în toate locurile frumoase din România, eu sunt sigur că și telespectatorii noștri, nu neapărat din Satul Mare, și cei din Maramureș, din Sălaj, din Bihor, din Bistrița, de unde ne mai urmăresc, nu își cunosc frumusețile județului. Le avem și hai să le spunem de câteva. Uite, de pădurea lui Eminescu nu știu cât Sat Mare sau Maramureșeni știu sau o știu. Da, eu descoper cu fiecare an încă și încă alte locuri frumoase în acest județ.
Și deci avem locuri frumoase și avem din prisma asta, nu e ca să uite telespectatorul, bă, bine, avem noi asociație cu munții cu ăsta, că noi nu prea noi avem... Noi suntem la Câmpie, da? Nu prea avem munți în zonă. E așa ușor ironic. Așa un pic. Da, în primul rând noi am pornit ca niște iubitori de munte și de natură și apoi ca niște descoperitori ai frumuseților locale. Și grație serviciului Salvamont descoperim în fiecare an alte și alte posibilități, alte vârfuri de atins, alte trasee care sunt marcate, omologate și recunosc că anul trecut am căutat și trasee care nu erau marcate, dar am vrut să le explorăm. Deci a fost și un an al explorărilor. Dacă tot a fost un an al grupurilor mici, ne-am permis să facem și lucrul acesta. Și tot anul trecut am avut pentru al doilea an proiectul Urcă munții cu noi, adică oricând ar putea fi deviza asociației noastre, pentru că cam asta le spunem tuturor cunoscuților noștri, hai și tu urcă munții cu noi. Și dacă în primul an, în 2020, am avut 4 drumeții, 2 în Marea Mureș și 2 în județul Satu Mare, iată că în 2021 am fost un pic mai concentrați pe județul nostru și am avut 3 drumeții în județul Satu Mare și doar una singură în Marea Mureș. Și acum aș vrea să-ți spun câte puțin din fiecare din aceste 3 locuri, pentru că fiecare merită. Fiecare are un farmec aparte are și ar trebui să cunoască și telespectatorii aparte. Noștri. Așa este. E adevărat că munții noștri sunt concentrați pe Țara Oașului, dar este foarte bine, e o zonă minunată și recomand o vizită acolo. Și ce drumeții am făcut noi în zona Oașului? Clasic, Luna Șes, de unde avem mai multe trasee de urcare pe vârful Pietroasa. Noi am ales, sigur, un traseu cel mai, să spunem, accesibil tuturor participanților, dar l-am combinat cu escaladă, ceea ce ați văzut înainte pe stâncă. Deci cu posibilitatea de a testa acest sport, de a ne iniția în această escaladă pe stâncă, cu sprijinul Serviciului Salvamont. Toate aceste drumeții au fost pentru tineri. Tineri însemnând 14-35 de ani, într-un proiect finanțat de Direcția Județeană de Sport și Tineret. Trebuie să precizez lucrul acesta, fiindcă așa este corect. Apoi, tot în zona Oașului, am avut o drumeție la Piatra Bixadului. Pornind din Bixad, de la celebra mănăstire din Bixad, de care cu toții am auzit, se parcurge o parte din sat, după care există câteva puncte de interes, să spunem. Și chiar dacă traseul nu este marcat, în viitor va fi și acesta... Aici fac o paranteză, voi contribuiți și la, sau ajutați, nu știu cui e sarcina, Salvamontului sau cui, la marcarea traseelor? Nu am fost solicitați pentru asta, dar ne-am oferit sprijinul. Marcarea traseelor se face după o anumită programă, dar nu se face la întâmplare. Noi ne-am oferit sprijinul, deocamdată n-a fost nevoie. În schimb, am fost solicitați ca să testăm anumite trasee și să vedem dacă timpul pe care ei îl estimează corespunde cu ceea ce noi înregistrăm, fiind cu copii și, mă rog, în formula asta destul de extinsă în care mergem noi. E altceva când merge cineva pe acel traseu de 10 ori, ți se pare mult mai scurt și o să dai un timp foarte scurt. Dar trebuie să, întotdeauna când se pun acești timp... Te gândești cum ar fi la prima parcurgere. Da. Exact, exact. E foarte importantă această prima impresie, cum încurajez oamenii să meargă și să-și calculeze timpul astfel încât să se întoarcă în condiții de siguranță. Și ce este foarte important, tot pe zona Oașului și pentru prima dată am făcut anul trecut traseul, a fost vârful Buian cu pornire din Certeze. Dar unde e vârful Buian? Că pe mine le iamă ca pe un noviciu, nu mă pricep. Tot în zona Oașului. Deci e tot în Satu Mare, în județ. Cu, da? Sigur, cu pornire din Certeze. Aceste trasee cam ce lungime au în kilometri? Așa între 15-20 de kilometri. Doar că nu e tot una să urci sau să... Mai scurt este vârful Pietroasa. Dar este cu ceva mai multe provocări decât celelalte două trasee de care am vorbit, Buianul și Piatra Bixadului.
și nu sunt de dificultate ridicată, pot fi făcute de oricine, mai ales într-o zi de vară în care îți lași timp suficient de dimineața până seara, fără să ai presiunea timpului sau a, nu știu, că se lasă noaptea. Noi am mers într-un astfel de ritm care să fie accesibil oricui. Da, deci ai spus aceste lucruri, deci luna 6 unde de câțiva și nu sunt, nu sunt singurele. Pe hârtie schiem. Mie îmi place, asta iar o paranteză cu luna 6 și cu schiatul la luna 6. Iată, avem locuri frumoase, pârtea aia se tot face, se reface între timp, am înțeles că au mai fost și alunecări de teren. Cred că ai și din garanție și aia de urcat de telescaun sau ce e. Adică trebuie și aia revizuită. Din păcate, o lăleală continuă cu această lună 6. Acum, cine o fi de vină, sigur că da, nu se știe. Păcat. Aici a fost o paranteză legată că avem și noi obiective turistice de care nu reușim să profităm în aceeași măsură în care profită numai departe de vecinii noștri din Maramureș. Unde dumneavoastră știți că mergeți foarte mult să schiați la Cavnat. Că la luna 6 eu cred că vom schia la anul și la mulți ani, nu știu câți ani, dar deja e un clișeu care devine chiar plictisitor cu în fiecare an se mai întâmplă ceva în sensul că nu se poate la luna 6. Carina, a intrat în această, mă rog, nu știu cum să zic, hobby, pasiune, faci parte din această asociație, mergi, umbli. Ți-ai dori, acum sigur am vorbit de județul nostru, dar precis fiind implicată, te-ai mai gândit sau ai mai urmărit și alte trasee. Ți-ai dori un traseu anume, nu mă refer neapărat din satul mare, pe care să-l faci, să-l parcurgi. Ai ceva în cap așa vreo, pe care la un moment dat, dacă sigur vă strângeți mai mulți, ai dorit tu să faci un anume traseu. Aș vrea să refac traseu care l-am făcut mai de mult pe vârful Pietrosul, în Munții Rodnei, pentru că atunci când am fost, am avut o problemă de sănătate și nu m-am descurcat foarte bine și atunci aș vrea să refac, pentru că ar merita să mă pot bucura. Deci a rămas în memorie ca un traseu. Da, și de data aceasta aș vrea să merg și pe celelalte vârfuri care mai sunt pe acolo. În Munții Rodnei, da? Da. Cosmin, pentru tine, care a fost cel mai spectaculos sau interesant traseu pe care l-ai parcurs? Cu asociația, cel mai spectaculos a fost Țibleșul de anul trecut, așa, din februarie, parcă sau martie. Și pe cont propriu... Octombrie. Da, așa. Și pe cont propriu pe jepii mici în Bucegi. Cei care au fost și pe aceste trasee, nu te bate gândul să-i combini și pe colegii tăi din asociație să faceți sau să refaceți acest traseu? La care traseu te... La cel din Bucegi. Ba da, mai ales sau că... Sau încercat să-i... Ba, mă, să mergem și noi să... Ba da, pentru că e recomandat să te duci în grup. Eu am riscat și m-am dus singur, ceea ce nu este recomandat să mergi pe munte singur, dar a fost un pariu cu mine și nu recomandăm să se facă genul ăsta de experiențe. Cosmin, până la urmă, sunt și la voi niște reguli sau ar trebui să fie? Da. Că noi tot mai vedem pe la televizor de rătăciți de ăștia, de se duc în, nu știu, în Adidas și în blugi, da, să urce munții și rămân pe acolo. Și rămân acolo, da, pentru că... Deci trebuie să te gândești în primul rând că dacă nu ești, dacă nu te protejezi, muntele nu că te pedepsește, dar își are regulile lui și nu are... Deci trebuie o rigurozitate, disciplină, chiar o disciplină. Trebuie o disciplină, da, da. Nu e așa, hai fraților să urcăm și noi. Că... Și în primul rând învățăm și eu, intrând în asociația cu 4 ani, am luat-o de la zero. Cu primii bocanci de testat, primele tricouri, să văd care e diferența între un tricou termic și unul de bumbac cu care mă ies în oraș. Inclusiv cum să știu să mi-aprind un aragaz de ăsta primus de camping. Deci le înveți toate și le înveți de la cei mai experimentați. E, aici, făcând o paranteză, Cosmin, e costisitor...
sigur că ai nevoie de îmbrăcăminte, încălțăminte oarecum aparte. E costisitor un echipament? Sigur, noi nu să urci pe Himalaya. Ne echipăm pe sezon. Asta ce înseamnă? Nu ți iei de acum echipament pentru tot anul. Încep cu drumețiile de primăvară, de vară, în care îți trebuie cu totul și cu totul alt echipament și toate le iei în timp. Și în primul rând echipamentul se testează, deci ce merge la unul nu e sigur că va merge la celălalt. Mă refer la marcă, la brand-uri și așa mai departe. Dar în primul rând ajungi să te cunoști. Adică dacă vrei să o iei, cum ai zis tu de la început, să faci o investiție mare? Echipamentele sunt echipamente speciale, tehnice, deci nu așa cum le găsești la orice magazin. Deci nu este peste mâna nimănui. Deci nu poți să spui că este doar pentru o anumită categorie acest hobby, pentru că prețurile sunt accesibile. Fără să dau nume, există magazine și în satul mare de profil care au prețuri absolut decente și mai ales dacă nu se face la nivel profesionist, așa cum nici noi nu facem la nivel profesionist, și tipurile și prețurile sunt absolut accesibile. Și plus că le iei în timp. Deci totul se ia în timp și nu e o povară. Deci nu te împovărează absolut. În capăt de lume. Din acest punct de vedere, asociația dispune și de resurse proprii, de echipament? Din fericire, asociația a reușit în ultimii 2 ani să achiziționeze niște echipamente. Acum nu ne referim la echipamente personale. Nu personale, mă gândesc la echipamente de corturi. Da, avem corturi, avem saci de dormit, avem echipament complet de escaladă pe mai multe mărimi, inclusiv papuși de escaladă și chiar vrem să încurajăm... Papuși de escaladă? Ce sunt papuși speciale? Da. Deci da. Asta nu pot merge. Ba da, la început așa am mers și noi în bocanci. Să-mi duc capul pe acolo, da. Până când am văzut care este diferența și cum alunecă bocancul pe stâncă și ce aderență are un papuc de escaladă. Altfel îți vine să mai urci a doua oară. Deci sunt până la urmă niște, și niște reguli, dar și niște echipamente. Da. În funcție de ceea ce îți propui să obții. Atunci când vrei să ieși la o drumeție de o zi, pe timp de vară, când toate condițiile sunt prielnice sau cel puțin așa arată prognoza, sigur că poți să mergi și în blugi și în tricou de bumbac și încerci, vezi cum este. Ideal ar fi să fie tricou sintetic, nu de bumbac, dar se poate supraviețui unei zile de felul acesta chiar într-un mod plăcut. Ai spus că nu sunteți... neapărat pe trasee de dificultate. Noi facem și trasee de dificultate mare, dar nu pentru publicul larg, pentru că oamenii trebuie să meargă pas cu pas. Apropo până de când lucru, să ajungă la trasee de care vorbea Cosmin în Bucești. Pe multe probabil se întâmplă și cred că vi s-a întâmplat și vreau să vă întreb pe fiecare în parte acest lucru. Momente în care ați avut anumite dificultăți în care ați simțit că nu mai puteți să încheiați un anumit parcurs sau, chiar dacă nu ați avut personal, cei din jurul vostru care au avut asemenea momente, ce se întâmplă pe munte? Foarte multe astfel de momente am avut, cam în fiecare an. Nu poți să-i lași în spate sau nu știu care e, îl împușcați, să-l lăsați în spate, ce faceți cu el dacă nu mai poate? Cred că nu ne dăm provocări suficient de mari dacă nu avem astfel de momente. Sunt momente în care clachezi sau nu știu, îți pui cel puțin întrebarea ce caut eu aici, oare nu-i prea de ce mult? Eu, de ce acum? Da? Da. De ce acum? De ce plouă? De ce e frig? De ce ninge? Și așa mai departe. Dar dacă reușești să depășești acel moment de dificultate... Deci și există asemenea moment? Există, bineînțeles. Dacă nu, înseamnă că nu-i provocarea suficient de mare. Puțin de vreme, mai devreme, Carina a spus că a avut un asemenea moment în Munții Rodnei, da? Da. Deci când ce ai fost, Carina? Obosită, plouată, care a fost problema? Am avut o problemă de sănătate și nu știam de ea și cum urcai în continuu, mi era foarte greu să urc. Și urcam un pic și trebuia să mă opresc și urcam un pic și trebuia să mă opresc și na, chestia aceasta ne-a îngreunat tot traseul, care normal era de 5 ore și noi am urcat în 7. Dar când am coborât, de exemplu, mi-a fost mai ușor și am coborât, cred că, în 3 ore jumătate.
în loc de 5. Da, deci ai avut persoana Cosmina, ți s-a întâmplat să trească, să ajuți pe cineva, să rămâi în urmă pentru cineva, să, nu știu, să trească, să o sprijini, măcar moral, dacă nu altfel. Una dintre regulile de bază pe care le avem e că cel mai slab din turmă stabilește ritmul. Deci nu pui în frunte... Nu pui unul care merge cu viteză, da. Asta se duce, așa, de nu da. Mai prinzi nici cu... Pentru că nu mai prinzi. Și atunci ceilalți rămân în spate. Și atunci, dacă cel mai, acum să nu folosesc, slab, mai puțin pregătit este în capul coloanei, atunci toată lumea e după el. Oameni în urmă nu rămân. Dar nu există o stare, nu vă enerva, nu există o stare de nervozitate când vezi, nu știu, că unul ori îți încetinesc, că acum fiecare avem ritmul nostru, nu? Sunt unii care ori îți încetinesc, ori îți grăbesc ritmul. Acum am înțeles, dacă îl pui pe cel cu ritmul cel mai scăzut, bun, nu e problema asta că să te grăbească cineva, dar de încetinit, nu există ajungem și noi sau ce facem? La fiecare drumeție, în postările noastre și spunem nivelul de dificultate al traseelor. La nivele ușoare, sigur că lumea va fi, e mai multă lume. La trasee dificile, nu toată lumea se bagă. Și este un echilibru din punctul ăsta de vedere al capacității participanților. Dar au fost momente, acum 3 ani, când am încercat imediat după Bobotează să mergem pe Pietroasa și când am ieșit în gol alpin, ne-a prins un viscol teribil. A fost un viscol teribil, încât nici cei mai experimentați nu au putut să înainteze. N-am atins atunci vârful. Ne-am oprit la primul, la al doilea foișor, parcă, și a trebuit să ne întoarcem. Zăpada până aproape în brâu. Au fost dintre noi care au și renunțat, n-au mai putut urca. Dar tot grupul s-a întors din cauza viscolului. Deci mai sunt, sigur că da, în aceste drumeții, vrând depins de fenomenele meteo. Acum vreo 2 ani tot așa am încercat o drumeție. Sunt în agricultură, adică. Am încercat o tură de noapte pe Pietroasa. Noi știam că va fi ploaie, că studiem și ne informăm despre starea vremii. Și tot așa ne-a prins o... Bine, a fost spectaculoasă drumeția. Ne-a prins o ploaie cam de când am pornit până sus. Dar o ploaie cum numai la munte este. Efectiv, când am ajuns sus, am fost lioarcă toți. Deci avem haine impermeabile toți cu jachete și așa mai departe. A trecut ploaia prin ele. Acum, cât de impermeabile, da. Dacă te plouă, Nu ne odam dacă făceam baie cu ele în cadă, așa cum ne-a prins ploaia. Dar și atunci am avut suportul Salvamontului, care ne-a dus toate bagajele sus. Avem o colaborare foarte bună cu ei. Deci, cum da, să zic... Da, asta și era un subiect discutat, știi, Salvamont, că ne trebuie nouă Salvamont la satul mare pe... Avem foarte mare noroc cu ei. Deci au munca lor e puțin cunoscută, dar fac o treabă extraordinară. Extraordinară. Un moment care te-a marcat, Felicia, din acest punct de vedere, când, nu știu, fenomen extrem, o anumită... Acum, ploaia asta o să mi-o amintesc și eu mereu. Am fost acolo, da, am fost acolo și provocarea noastră era să facem traseul noaptea, deci am pornit la 10 seara și să dormim acolo. Când ești cu hainele ude, dormitul în refugiu, care sigur nu e încălzit. A doua zi dimineața, cu hainele ude, a trebuit să le luăm pe noi, că nu s-au uscat alea într-o noapte și așa am coborât. Dar lucrurile acestea, uite că ne rămân bune de povestit și numai anul trecut, dacă aș sta să mă gândesc câte momente au fost memorabile, foarte multe dintre ele grele, cu adevărat grele, cu adevărat din alea în care mi-am pus problema, de ce am venit aici sau n-ar trebui să mă întorc sau tot felul de gânduri din acestea. Dar faptul că m-am dus mai departe, cum a zis Carina, și îți mai dorești să te mai întorci acolo și să faci mai bine decât ai făcut prima oară, ăsta este un semn că totuși n-a fost efortul inutil și cu fiecare drumeție eu cred că te călești, mai primești un pic de putere.
Și la următoarea... Să încerci oricine pentru că poți să prinzi gustul, da? Adică... Cu siguranță prinzi gustul, cu siguranță ai foarte multe lucruri de povestit, de împărtășit după aceea. Îmi amintesc că acum o noapte deosebită anul trecut, noaptea Perseidelor, pe care am prins-o pe vârful Pietroasa, a fost extraordinară. A ce se întâmplă? Car ceva stele? Da, 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 da. Este noaptea cu stele căzătoare pe care noi am... Le-am surprins în vârful muntelui, a fost o experiență extraordinară și am dormit acolo și am văzut un răsărit de soare extraordinar. Nu. Asta ce, în ce perioadă e a anului Perseidele? Iunie, sfârșitul iunie, parcă. Frumos și cald, da. Sigur, sunt experiențe și experiențe, dar toate te călesc și eu cred că mai degrabă cele mai grele te călesc. Și cele în care ai dovedit că poți și mai ai încă o săptămână febră musculară după ce te-ai întors, deci în fiecare zi îți amintești unde ai fost și prin ce ai trecut și toate astea te fac un pic mai puternic, mai călit psihic. Ai spus înainte, dacă nu avem răbdare și nu comentăm, asta e o chestie de amatorism pur, să comentăm la stilul de mers al altora. Dacă am definit de la început cam care este traseul, cam ce nivel de dificultate, cam care este timpul și întotdeauna noi dăm un timp generos, astfel încât oamenii să știe de acasă că sunt 5 ore, sigur, poate să se facă 6 sau 4 în funcție de cât de repede mergem, dar vii pregătit psihic pentru un anumit interval. Pe vârful Mogoșa. Asta a fost în ianuarie anul trecut. Da, iată, frumos. Zăpadă, una dintre primele noastre drumeții, pornind din Baia Sprie, pe jos, până pe vârful Mogoșa, un traseu lung, lung. Și am primit acest cadou acolo, de la cel care ne-a invitat. Este instructor de parapantă, ne-a invitat acolo și ne-a făcut acest cadou să scrie numele Cutezătorii Munților pe zăpada înghețată. Da, el a scris. Da, pentru că noi nu mai aveam energie, a fost atât de lung traseul acela încât... În aceste trasee mai sunt și locuri unde puteți nopta, dacă e cazul, sau sunt trasee care sunt gândite să se parcurgă într-o zi? Da, avem și, de exemplu, în Țibleș am fost cu dormit la refugiu în toamnă. La refugiu, în sensul că afară la refugiu? Dacă o să ne uităm aici, probabil că o să și vedem. Refugiu este un fel de șură. Cam așa arată. Nu e pensiune, nu? Nu este pensiune, nu este cu încălzire. Deci e un fel de... Să nu stai chiar sub cerul liber. Da, acesta este refugiul Archer din Țibleș. Acum, pe Pietroasa avem refugiul Salvamont, care nu este deschis în mod normal, dar noi întotdeauna ne anunțăm când venim cu grup organizat și suntem bine primiți acolo. Și asta înseamnă că puteți înopta acolo, cum, în saci de dormit, corpul? În saci, da, în echipamentul nostru propriu, da. Da, sigur, e important să ai și această variantă de... Este important, mai ales, adică, când nu vrei o drumeție de o zi, vrei de două zile sau vrei o anumită provocare, cum ar fi mersul pe noapte, acesta trebuie exersat, nimeni nu s-a învățat, toți au venit prima dată la o drumeție de zi, dar trebuie să învățăm să mergem și noaptea, pentru că inevitabil, dacă avem trasee lungi sau dacă se întâmplă ceva în timpul traseului, riscăm să ne prindă noaptea și să nu fim atât de surprinși, exersăm lucrul acesta într-un mediu controlat. Tot în pozele pe care le-am mai văzut pe aici, am văzut și colegii de-ai voștri pe Via Transilvanica, dar și aceea o provocare interesantă, mă gândesc. Așa este. Anul trecut a fost și aceasta o premieră a asociației noastre. Am avut primii cutezători pe Via Transilvanica, două fete și doi băieți, printre care Ana Șuioc, președinta asociației noastre, și suntem foarte mândri de ei că au reușit să parcurgă primul tronson. Practic au făcut Bucovina la pas anul trecut în iunie și anul acesta vor continua cu următorul. Da, înțeles că are vreo 7 etape sau câte, are mai multe etape. Da, și încă se lucrează la traseu. Până la Dunăre. Sau... Până la Dunăre. Așa este. Da, da, iată și lucruri interesante, dar important pentru telespectatorii noștri care poate n-au mai fost sau nu știau
Important e că și la noi în județ există aceste trasee care pot fi parcurse, care pot fi făcute, iată, fără un echipament cu costuri deosebite și practic accesibil tuturor. Aici, cursuri de... Am avut, împreună cu grupa noastră de voluntari, am avut o serie de 5 ateliere care s-au desfășurat aici în Satu Mare, dintre care acesta a fost atelierul de prim ajutor. Pentru acest atelier i-am avut invitați pe reprezentanții Crucii Roșii din Negrește Oaș, care ne-au arătat anumite tehnici care să ne fie utile în activitățile noastre în aer liber. Da. Anumite situații cu care ne putem întâlni mai frecvent. Am înțeles de colaborarea cu Salvamontul. Cine mai sunt instituțiile sau cei care cu care colaborați sau vă sprijină? Noi colaborăm cu cluburi din județ, cluburi de ecoturism. Mergem la evenimente. Mai sunt cluburi de gen în județ? Sunt, dar nu avem neapărat o colaborare strânsă. Nu prea am auzit de ei, de-aia zic, de-aia am întrebat. Da, păi au fost, au mai dispărut, mai este Eche, acum sunt colegi de-ai noștri care au fost și cu ei în drumeții. Mai sunt alte cluburi care sunt profilate pe o anumită categorie de vârstă, nu neapărat pe tineri, ci mai degrabă pe vârsta a treia. Deci mai știm, dar așa ca asociații de tineret, nu cred să mai fie. Dar colaborăm cu cluburile de turism din țară, mergem la concursuri și dacă tot m-ați întrebat și acum suntem cu o astfel de poză, eram înainte cu o poză de la Asociația Acoperământul Maicii Domnului, unde am ținut unul dintre ateliere. Sunt parteneri de-ai noștri, de asemenea și Asociația Stea, cu care am sărbătorit Ziua Pământului, plantând împreună cu copiii de la Stea flori, cu alți copii de la Centrul Buchi din Cidreag. Noi suntem un pic profilați și pe zona aceasta de grupuri vulnerabile. Am avut activități de 1 iunie. Ați avut activități, am înțeles, și chiar... Ați dus în drumeții copiii de la... Da, în fiecare an am făcut acest lucru, da? Și asta am vrut să spun că anul trecut a fost o colaborare nouă cu Centrul Buchi din Cidreag, un centru care susține copiii romi din localitate și care au fost împreună cu noi în prima lor drumeție la Batarci. Încă o zonă în care sunt frumoase trasee amenajate și sunt foarte bune pentru nivel începător. Da, deci aveți aceste colaborări cu anumite cluburi instituții. De turism, da, cu instituții, cu direcția de sport și tineret, am spus că avem an de an. Inspectoratul școlar, mă gândesc că... Da, și cu inspectoratul școlar, bineînțeles că multe din activitățile noastre le promovăm în școli, de exemplu proiectul cu voluntarii, ca să putem să găsim acea grupă, dar și ca să putem să transmitem mai departe principiile, valorile noastre. Colaborăm mult cu școlile. Avem și membrii în asociație care sunt cadre didactice și care ne invită la activități în clasele lor. E destul sigur, în situația actuală, destul de greu de prevăzut sau de anticipat ce se poate, da, sau ce se va putea face în acest an. Acum am înțeles că în varianta SAVE, în varianta care se poate acum, veți marca sigur ziua lui Eminescu chiar sâmbătă, da? Da. Chiar în 15, da? Când e ziua culturii și a lui Eminescu, cu această vizită la pădurea lui Eminescu, repet, stimați spectatori, o pădure care a fost plantată în 39 și din avion se vedea scris cu brazi, practic, numele marelui nostru poet. Acesta va fi practic primul eveniment din acest an. Sigur, în măsura posibilităților și în funcție de ce se întâmplă, ce mai aveți prevăzut pentru acest an? 15 ianuarie este și ziua asociației noastre. Este ziua de naștere a asociației noastre. Și ziua culturii și a lui Eminescu. Da, așa că o vom marca o săptămână mai târziu împreună cu membrii noștri. Pentru că l-am pus pe Eminescu, uite, mai întâi. Da? Și apoi faptul că este aniversarea noastră.
Da, avem, sigur că avem planuri mari, avem de gând să diversificăm puțin lucrurile, să ne îndreptăm un pic mai mult pe zona de educație. N-am să spun mai multe acum, o să continuăm anumite activități, de exemplu proiectul Urcă Munții cu Noi cu siguranță va fi continuat. Proiectul cu voluntarii sub o formă sau alta îl vom continua pentru că știm că sunt și alți tineri care doresc să fie voluntari ai asociației noastre. Vom continua cu activitățile de escaladă pentru că avem deja din ce în ce mai mulți Și astea aviată chiar imagine tineri pregătiți și dornici. Le place, da, asta e un e cu adrenalină, da. Da, ba chiar se pune la cale așa în rândul tinerilor, cum să facă o mică tabără de escaladă, deci cu corturile și să facă mai multe zile în șir această activitate. Eu mi-aș dori să mai vedem și Perseidele, mi-aș dori să vedem și alte locuri noi. Acum, fiecare dintre noi în perioada de vară nu suntem atât de activi în cadrul asociației, dar mergem și descoperim pe cont propriu lucruri noi. Oricum o să mai facem o emisiune să vedem și în funcție de ce se întâmplă și care va fi conjunctura. Deocamdată puteți fi găsiți cei care doresc să se înscrie sau să fie voluntari unde pe aveți o pagină de avem Facebook, o pagină de Facebook, Asociația Cutezătorii Munților, simplu. Și acolo puteți fi acolo sunt datele noastre de contact. Dar deocamdată mulțumim Felicia, mulțumim Carina, mulțumim Cosmin. Vă mai așteptăm mult noroc și să vă ajute, sigur că da, și aceste condiții pentru a marca cât mai multe evenimente. Este important că avem un asemenea club, este important că este o alternativă pentru tineri, dar nu numai, de a face mișcare și a descoperi lucruri noi, chiar, repet, la noi în județ. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost ca de obicei alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.